Salutare și bine v-am regăsit la o nouă poveste. În seara asta vreau să vă citesc o poveste despre un rățoi care cam face el pe șeful. Povestea din seara asta se numește Rățoiul interzice și este de la editura Cartema. Vreți să vă ascultați? Super! Rățoiul interzice. Ia să vedem cine interzice acest rățoi. Rățoiul trăia pe iazul gâștei. Era un iaz frumos, apa era limpede și sclipitoare, soarele strălucea și toată lumea era fericită. Ia vedeți acolo câte animăluțe care sunt pe iazul gâștei, inclusiv rățoiul. Într-o zi, gâsca îi spuse rățoiului: "Am o sarcină foarte importantă pentru tine. Plec în vacanță și vreau ca tu să ai grijă de iaz, în lipsa mea." Rățoiului nu-i veni să creadă. "Gâsca vrea ca eu să am grijă de iaz," se gândi el. "Eu sunt șeful, Gâsco. Îmi voi da toată silința," promise el. Eu zic pe rățoi cât e el de mândru că Gâsca i-a dat iazul în grijă, în lipsa ei. În ziua următoare, rățoiul s-a trezit de vreme ca să vegheze asupra frumosului său iaz. Deodată a zărit niște libelule ce se luau la întrecere. "Încetați!" a măcănit el. "Iazul e în grija mea, iar voi nu ar trebui să bâzăiți încoace și încolo ca bezmeticele." "Păi, noi zburăm, rățoiule," spuseră surprinse libelulele. "Asta facem noi." "Nu și aici," răspunse rățoiul. "Le-am zis-o," își spuse el. Dar ca să fie absolut sigur, a dus în niște scândură și a ciocănit la ea până târziu în noapte. Da, libelulele care voiau să se ia la întrecere nu mai aveau unde, pentru că rățoiul le-a spus că aici nu e loc de întrecere. În dimineața următoare, pe iaz era instalată o pancartă: "Întrecerile interzise." Da? Au pus o pancartă din ordinul rățoiului, pasnicul iazului. Ceva mai târziu, rățoiul a zărit pescărușul pescuind. "Hei, pescărușule!" țipă el. "Încetează! Pescuitul e interzis aici!" "Atunci unde pot pescui?" a întrebat trist pescărușul. "În altă parte!" îl repeti rățoiul și se îndepărtă, legănat cu codița în sus. A mai adus lemn și a început să construiască încă o pancartă pe care scria "Pescuitul interzis", da? "Din ordinul rățoiului trebuie respectat", scrie rățoiul acolo pe pancartă. Rățoiul trăgea un pui de somn când proaștele au sărit în apă. "Pliosc!" "Proaștelor!" strigă rățoiul. "Ce credeți că faceți? Plonjatul în apă este interzis." "Interzis?" se miră proaștele nervoase. "Cine spune asta?" "Spun eu," se răsti rățoiul. "Rățoiul, rățoiul pasnicul iazului. Deci, afară cu voi în clipa asta," le spune el broaștelor, da, care voiau să plonjeze în apă. În scurt timp, iazul era împânzit de pancarte. "Plonjatul în apă e strict interzis, pentru că așa spune rățoiul. Stropitul interzis, înotul interzis, alergatul interzis, săritul interzis, întrecerile interzise din ordinul rățoiului, pasnicul iazului. Pescuitul interzis din ordinul rățoiului trebuie respectat." Ia uitați-vă câte pancarte a pus rățoiul și săracele broaște cum își iau bagajul și se pare că pleacă. Dar nu era deloc împăcat. Se uită la iazului perfect. Soarele strălucea. Nu se simțea nicio pală de vânt și nu se auzea niciun plios, bâz sau puf. "Plonjatul în apă strict interzis, alergatul interzis, săritul interzis, stropitul interzis, înotul interzis, pescuitul interzis, întrecerile interzise." De fapt, nu se auzea nimic. Era mult prea multă liniște. "Unde a dispărut toată lumea?" se văicări rățoiul. "Ce-am făcut?" Sări panicat și-și lua zborul, hotărât să-și găsească prietenii. Ia uitați-l pe rățoi, foarte, foarte trist. Nu și-a dat seama de fapt ce a făcut. Când ajunse pe pajiște, îi văzu pe toți jucându-se împreună. "Ce distractiv e," bâzâiră libelulele, "fără uruciosul de rățoi care să ne tot alunge," o răcăiră broaștele.
O lacrimă se prelinse pe obrazul rățoiului, cu inima grea se întoarse legănat la iazul câștei. Iată-le pe toate animalusele, cât de bine se distrau ele, și rățoiul, trist, că nu mai avea cu cine să stea să-și petreacă timpul. Prietenii moțăiau sub soarele amiezii, când dinspre iaz au început să audă bătăi de ciocan. Vă vine să credeți, bombănirea broaștele, rățoiul instalează alte pancarte. Bocănitul s-a auzit până târziu noapte. În ziua următoare, pe câmp, se găsea o pancartă uriașă. Ia să vedem ce a scris rățoiul pe pancartă. Rățoiul regretă din toată inima. Vă rog, întoarceți-vă. Acest mesaj este pentru libelule, broaște și pescăruș. Semnat rățoiul. Când prietenii au ajuns la iazul gâștei, au văzut și alte pancarte. Întrecerile binevenite. Undițe? Gratis. Trambulină? Nouă. Alergatul, săritul, înotul și stropitul? Permise. Prostuțule, pâzâiră libelulele, mi-a fost dor de tine. Chiar dacă ai tot făcut pe șeful cu noi, chicotiră broaștele. Iată-ți-vă acum alte pancarte, de data asta cu altfel de mesaje. Când Gâsca s-a întors din vacanță, a strigat: rățoiule, ai făcut o treabă de milioane, îți voi lăsa iazul în grijă și data viitoare. Nu mulțumesc, Gâsco, râse rățoiul, sarcina asta e mult prea grea. Și începând din acea zi, iazul gâștei a devenit cel mai fericit iaz din lume, iar rățoiul n-a mai făcut niciodată pe șeful. Sfârșit! Sper că v-a plăcut povestea mea cu rățoiul, iar eu vă aștept curând la o nouă poveste. Să aveți o seară minunată! Vă pup! Pa, pa!